10 septembrie a fost publicată în monitorul oficial hotărârea de guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate. Ele intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare. Cardul național de sănătate este un document distinct de cardul european de sănătate și va putea fi folosit doar pe teritoriul țării. Iată care sunt informațiile minime pe care le va conține cardul. Numele și prenumele asiguratului. Codul unic de identificare identificare în sistemul de asigurări de sănătate, numărul de identificare al cardului și data expirării. În momentul în care vom avea cardul de sănătate, vom primi și un cod de asigurat diferit de codul numeric personal, cu care ne vom identifica în sistemul de sănătate. Logica acestui cod de asigurat este să ne securizeze datele personale, întrucât nu conține informații despre data nașterii. Un avantaj pe care îl aduce cardul pentru pacient se referă la faptul că din 2013 li se va putea elibera rețeta electronică prescrisă de medic și în alte județe. Termenul de valabilitate al cardului este de 5 ani de la data emiterii. Cardul de sănătate se emite pentru dovedirea calității de asigurat la sistemul de sănătate. Fiecărui asigurat cu vârsta peste 18 ani împliniți îi se va emite un card de sănătate. Actul va fi distribuit de către medicii de familie persoanelor aflate pe listele cu pacienți. Asiguratul va suporta contravaloarea cardului numai dacă va solicita un duplicat, ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării. Cardul va fi inițial testat în județul Arad, ales ca centru pilot, pentru a verifica dacă sistemul informatic care susține cardul funcționează.